Cum ai căzut din cer, lucea fără strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu biruitorul neamurilor? Și acum vă rog să vă uitați cu atenție. Tu ziceai în inima ta, gândurile tale, mă voi sui în cer. Îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul mează noaptei. Mă voi sui pe vârful norilor și voi fi ca cel preanalt. Biblia ne descrie modul în care gândește Lucifer. Mă voi sui, mă voi ridica, voi prezida, voi conduce pe muntele adunării Dumnezeilor, voi fi ca și cel preanalt, nu va mai fi deasupra mea nimeni. Și toate aceste aspecte sunt, eu le voi face. Eu mă voi strădui, eu mă voi lupta. Eu mă voi cățăra. Eu voi re realiza. În toată această desfășurare a gândirii lui, sunt trei lucruri esențiale pe care mi le sublinează aici cuvântul. Mai întâi, când Lucifer se gândește la a fi cel mai mare, se gândește la poziție. Ce poziție voi ocupa eu în universul creat de Dumnezeu, în lumea văzută și nevăzută? Care este poziția mea acolo? Și ideea din spate este. Trebuie să ajung pe poziția numărul 1. Nu mă poate mulțumi nimic dacă cineva e deasupra mea. Cine are poziția numărul 1, acela este cu adevărat mare.